Dar unde te duci, mă? Mă duc să mă uit că trebuie să-mi vină un colet. Mă sperie când e așa serioasă. Nici nu mai știu la ce să mă aștept. Păi am venit să-ți aranjez firul. Da, mulțumesc frumos. Am scris un refren așa de frumos ieri. Ai avut sesiune, mi-ai zis. Foarte frumos refren am scris, da, dar n-am scris. N-am scris text. Firul nu stă, așa că trebuie să vii să cânti. Oh, Doamne! Hai! Bună seara, domnișoară! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Doroșe Caterina, sunt din Republica Moldova și în momentul de față sunt profesoară de pian la Tulcea. Câți ani ai? Caterina? 30 de ani. Foarte frumos. Ești o profesoară bună? Eu sper că da. Ei, Caterina, treaba e că tu oricum crezi în șansa ta, că de-aia te afli aici. Îmi doresc nespus de mult, într-adevăr. Acum... Și noi credem în fiecare concurent care se află aici? Știi cum e? Prezumția de nevinovăție. O ai. Succes! Mulțumesc frumos! Oh, no, did I get too close? Did I almost see what's really on the inside? Oh, your insecurities, all the dirty laundry, never make me bleed one time. Unconditional, unconditionally, I will love you. Doamna profesoară. Your bed is with your good. Walk through the storm I will. I do it all because I love you. I love you unconditional, unconditionally. I will love you. Foarte stabil. Stabil, stabil. Let it go and just be free, 'cause I will love you unconditionally. Doamna profesoară, domnișoara profesoară. Dar vai ce se ascunde în doamna profesoară. La primul vers am zis, mamă, o să fie floricelele alea la final, te rog, nu. Și după aceea, vorba lui Smiley, ne-ai spart fața, e fix asta. Deci ataci notele alea perfect. Și cum le susții, se vede, nu știu, se vede că ai studiat mult și acest instrument, nu doar pianul. Bravo! Vă mulțumesc frumos! Ești tare, ești foarte tare! Carlos, la cât de bun a fost ceea ce a fost, asta este absolut unic. Mă rog, eu voiam să ies în scenă, să strangulez pentru ultimul refren și înainte de ultimul refren erai și sub ton și deasupra ton. Foarte enervant. Foarte enervant. Dar enervant după ce ai arătat primul refren. Care a fost perfect. Să nu mai faci așa niciodată. Promit. Ori cântă fals și du-te acasă să ne simțim și noi oameni normali. Îmblic cu bombonica așa pe la nas, știi? Nu-i frumos așa. Îți și dă jumătate. Da, și nici nu ți-o dă toată, știi? Nu, dar nu, chiar nu-i frumos. Așa îmi faci și mie Raluca în fiecare, la fiecare pauză. Nesimțire muzicală. Îmi pare foarte rău. Dar cum poți să ai vocea asta și să cânti refrenul ăsta atât de bine odată și după asta să stai să mă fluturi așa pe acolo? Să mă fluturi. Știu, mi-asum. Doamne, orice. Doamne, câte putere și câte posibilități sunt acolo. Moga! Ecaterina, chiar ți-a ieșit primul refren, eram gen,
Opa, ce s-a întâmplat? A fost internațional, direct a fost, din box a cântat. Și după aia știu ce ai făcut. Te-ai gândit într-una la prima notă pe care ai greșit-o, după aia ai mai greșit două și te-ai gândit într-una la alea două, după aia mai târziu ai mai greșit încă vreo trei note și te-ai gândit într-una la alea și de acolo s-au rostogolit bulgărele. În loc să urce în sus pe deal, ai zis... Oh. S-a urcat pe sus, s-a urcat pe deal și a sărit în sus. Da. Bă, mi se pare foarte interesant că Moga reușește să facă o psihologie a greșelilor muzicale. Mi se pare tare rău. Da, da, faptul da, că da, el da, se gândește, bă, de ce-o fi greșit? Eu m-am prins not, de ce-a greșit. Da, 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 găsește explicația. A doua notă. Da. Găsește explicația. Uite, confirm. Da, așa, e acord, așa este. Din păcate, așa se întâmplă când ești un pic mai emotiv. Așa mi se întâmplă și când eram la concursurile de pian. Aveam momente extraordinare și apoi mi se întâmpla ceva. O mică... Și rămâneai acolo ancorată. Și rămâneam, exact. Și apoi toată munca mea pe care am depus-o spre final... Nu este perfecțiunea scop. Scopul este să transmit. Și problema și ofticarea mea și mai mare este că tu ești un Ferrari care merge în viteza întâia. Dacă tot ne luăm un Ferrari pentru etapa următoare, hai să-l și exploatăm. Hai să urle. Promit. Mi se pare că ești foarte, foarte bună. Ai tot ce trebuie. Eu am rămas șocat de cum ai cântat primul refren. Da, mi-a spus și mie, să știi. A fost concert internațional. Da, direct, de exact, bine exact, cântă, deci direct, mi-a spus și mie. Greșelile ți-am explicat. Adică ți-a explicat psihologul nostru de serviciu. nu asta e important. Important e ce ajunge la noi. Și per total, eu cred că ai o voce foarte bună, spectaculoasă pe alocuri, cu care tu poți să faci momente extraordinare. Joacă-ți șansa până la capăt, ai încredere în ceea ce ai sub capotă gata, și să fii simpatică în continuare. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. Hai să votăm. Hai. Carlos. Cântă-ne, te rog, primul tău refren mereu până în finalul acestui concurs. Oh, de la mine frumos, ai un da. Mulțumesc frumos. Raluca. Ai și de la mine un da. Bă, am vorbit de mașini și uite, eu toată ziua am desenat. Vezi, nu seamănă cu steagul ăla de la Formula 1. Ba, da. Uite mă aici, Ferrari, vezi? Uite, ai și de la mine un da. Yeah! Ai trecut mai departe cu 4 de da. Bravo! Bravo. Mulțumesc pe-ți frumos. Ții, mersi. Succes! Încântă-ne, doamnișoară! Mulțumesc mult de tot! Pa! Pa!